Generația Geniu de la Toyota. Am revenit și haideți să vedem ce se întâmpla în fața Ministerului Economiei când, așa cum v-am povestit aici, astăzi s-a semnat o privatizare extrem de importantă pentru România. S-a oferit unei firme cam 60% din zăcămintele de cupru din România. V-am pe cât vizat? Pe ce sume vizat? Haideți să merg să văd ce s-a întâmplat și vă comunic, bine? Și vă așteptăm. Cu mine vorbiți? Cui? Cui? Aoleu, cum vă numiți? Cum vă numiți? Domnul Vreoteasa, de ce vorbiți așa cu mine, domnule? Mă cunoașteți? Eu vă garantez de un lucru, sunt un om cinstit, așa să știți. Uitați-vă în ochii mei. Sunteți un om tânăr, nu vă cred, nu mă credeți. Mare problemă de credibilitate. De ce? În an electoral, la presiunea Fondului Monetar Internațional, așa? Nu se vând societăți de interes strategic național. Dar indiferent de an, este permis ca societăți, precum Cupru Minu, să dispară? Să dispară locuri de muncă? Corect. Aceste societăți trebuie menținute locurile de muncă. Bineînțeles. Cât e redevența? Cât e redevența pentru Cupru? Nu, dar nu. Vă invit la o discuție cu mine, dar nicio problemă, discutați cu presa, dar nu pe tonul ăsta, cât ați luat șpagă, pe cum vă permite să spuneți lucrul ăsta, domnul Preotas? Deci, încă o dată, există o comisie de privatizare. Nu e vorba de asta, dar nu vă puteți exprima dumneavoastră la adresa mea așa. Așadar, ministru spune, vom avea noi locuri de muncă, așadar trebuie să ne bucurăm. Iar acel protestatar care a reușit să intre în interiorul ministerului, întrebarea mea, nu știu cum a ajuns acolo, îl acuza pe ministru sau îl întreba în mod direct cât e șpaga. Păi da, pentru că la ce s-a vândut și în raport cu prețul luat, numai șpaga este... Adică, numai șpaga e explicația. Domnul Zanfirescu, poate să fie prostie groasă, tâmpenie de-a dreptul, adică dai toți, ceva prețios mult sub preț, păi e stâmpit. Au ajuns tâmpiții să ne conducă și să vândă. Sau dacă tot. Nu are dreptate cel care spune, domnule, atunci de ce ai dat? Prost nu ești, știi ce faci, păi atunci de ce ai dat așa? Ai ceva cu poporul ăsta, ai ceva cu țara asta? Da. Ai boală pe român de dai așa? Nu, dar aici ce spuneați dumneavoastră înainte? Cu Roșia Montană, de pildă, reclamele acelea de care vorbeați fac un șantaj sentimental deplorabil. Păi, dar chiar este enervant. Arată niște oameni amărâți, scofâlciți în dreptul unor case nenorocite. Vrem locuri de muncă, exact ce spunea parcă și care Andrei au dreptate. Vor locuri de muncă. Oamenii au dreptate în principiu. Dar domnul acela spunea, dar nu condițiile în care tu obții un loc de muncă, să nu mai vorbim că sunt foarte puține, am înțeles că de ordinul zecilor. În toată povestea aia la de acolo. La Cupru Minu aici? Nu, la Roșia Montană. Iar din coace, aici, la această resursă strategică, cum bine remarca domnul Cioreanu, aici este clar o mânărie, fără discuție, că dacă nu e prostie, și atunci ăla care a făcut treaba asta ar trebui să se ducă îmbârtindu-se, păi ba să mai fie și pedepsit. Acest lucru a spus, nu vreți locuri de muncă? De ce era în prag de dispariție cu atâta avere de desubt și un stat care nu știe să profite de ceea ce are? Uitați-vă dumneavoastră, domnul Zanfirescu, în locul unui proiect serios pentru relansarea producției în România, pentru crearea de locuri de muncă, dar nu așa, vânzând pe nimic. Nu creezi locuri de muncă. În locul unui proiect serios se continuă, astăzi am aflat iarăși impozite pe clădiri și pe nu știu ce vor crește cu 16%, deci se continuă aceeași politică a, știți cum o numesc eu, exact cum leu în savană, în momentul în care a prins antilopa gnu, nu sfâșie dintr-o dată, domn. Că nu e bine. O sugrumă în lent întâi. Obnubilare numesc eu acest proces. Așa. Noi suntem obnubilați de 22 de ani, nu de ieri de astăzi. Nu că vreau să-i fac o plăcere domnului paleologu. Procesul este din prima secundă când emanații au ocupat fotoliile de conducere ale acestei țări. Exact. E o obnubilare continuă, România se sufocă lent. Mă mir că nu a murit până în momentul ăsta. Încă un subiect de discuție. Da. S-a vorbit vreodată serios cu specialiști despre semnarea acelui codex alimentarius? Sau alimentarium?
că nu știu nici cum stai se cheamă. Să nu trecem de la una la alta. Să nu trecem, eu cred că e importantă povestea. Nu, e vorba de dispariția poporului român, de obnubilare de care vorbea domnul. Adică s-a vorbit vreodată despre Initius cu care suntem hrăniți în pâine, în toate alimentele, în legume și în timp ce ne uităm că a fugit unul în Tunisia sau unde a fugit, în timp ce ne uităm că unul a împușcat în cofetărie sau unde a împușcat niște femei nevinovate și facem vâlvătăi pe tema asta, poporul român e otrăvit. Poporul român e furat și noi ne uităm că domnul acela sau domnul celălalt broscoiu. Dar uitați, acum de asta eu am cred venit că... aici. Să vă spun că avem subiecte grave pe care noi, dumneavoastră, eu sunt aici sau nu, mut telecomanda, dar trebuie făcut ceva pentru ce se întâmplă adevărat cu acest popor. Sunt și de acord țară. Cu dumneavoastră și chiar la, după ce am primit foarte multe mesaje în această emisiune, acum 2 săptămâni și cred că și în urmă cu alte 2 am făcut mai multe emisiuni fix pe tema asta cu codul alimentar și de fapt ce găsim în carne, ce găsim în pâine, dar nu este subiect. Eu cred că la fel de important este să aflăm ce se întâmplă cu resursele strategice și aș vrea și aici să-l întreb pe domnul Mihai Voicu. Avem acest atât s-a văzut din toată povestea asta o sumă care în aparență pare mică, 200 de milioane de euro, o redevență mai mare ca la Petrom, 6%, nu 2,5% sau cât este la Petrom, deci teoretic statul primește un pic mai mult, dar avem o mare parte din zăcământul de cupru din România privatizat în momentul de față. Eu sunt mai degrabă pe aceeași lungime de undă cu Adrian Cioroianu. Nu resping ideea unei acțiuni de acest tip. Din mai multe motive, adică... motivul de privatizare, în general. Motivul principal fiind acela că acest mineral nu-l strângi ca lucerna. Trebuie niște investiții extrem de complicate pe care statul român cu Prumin nu mai e în stare, în mod cert, să le facă decât cu niște sume foarte mari de bani și cu un acces la tehnologie care... Dar de ce spuneam că rezonez mai degrabă cu Adrian Cioroianu? Pentru motivul în special că e un business prost pentru stat în acest moment. În acest moment. Este foarte posibil, dacă s-ar mai fi amânat, să se fi pierdut poate 100 de locuri de muncă cât ori mai fi fost acolo. Pentru o vreme. Pentru o vreme, pentru că prețul, în mod cert, prețul cuprului ar mai fi crescut încă. Și acțiunile, deci, care e componenta economică acestei afaceri? 200 de milioane de euro prețul companiei, plus 6% de redevență pe un zăcământ estimat la 20 de miliarde de euro, am înțeles că despre nu suma e foarte asta mult 6% în condițiile astea. Nu e foarte mult 6% în condițiile astea, nu mă pricep la neapărat la care e obiceiul. Însă, în opinia mea, în perioadă de criză să vinzi așa ceva e pur și simplu un business prost. Domnule paleologu, da, singurul lucru criza care... e făcută pentru asta. Că o criza pe care o traversează omenire este programată, este deliberată și e făcută pentru ștrangulare și pentru cumpărat ieftin. E construită criza. Că nu ne-a lovit un asteroid. Nu s-a întâmplat nimic pe pământul ăsta. Deci se poate și mai rău, vreți să spuneți. Bineînțeles, la voința unuia care îți strânge șurubul, despre care nu se vorbește, despre care noi nu vorbim. Păi spuneți-ne dumneavoastră ce ne mai fierbeți. Cine e ăla? Nu, păi nu, stați. Despre care nu întrebăm, nu facem emisiuni scormonitoare, cu minți luminate. Vedem ce se întâmplă, domnule, în țara asta, în omenirea asta, să încercăm să gândim. Dar spuneți-ne dumneavoastră, eu cred că în toate poveștile astea, că suntem în criză sau nu suntem în criză, destinul cuiva depinde de cel care este în vârf. Indiferent e, cum se numește, indiferent... În vârful cui? În vârful... În vârful zona. Vârfului. În vârful adică acelei vreți să spuneți, Andrei, e nu, foarte interesant, domnul Zanfirescu, domnul Zanfirescu plasează responsabilitatea din România. Dumneavoastră, de fapt, prin ce spuneți, da? Nu cei care vând cupru min sunt de vină, cineva din ceruri sau de pe nu, muntele nu, Olimp. Din ceruri, e vorba de cei care, de o criză provocată, e provocată cu acest scop. Nu bun, vă hai că nu înțelegeți eu înțeleg că vă mult prea mult. Da, nu, înțeleg foarte bine, dar nu e mai bine să discutăm de cei care vând cupru min acum? Păi, pentru că eu vă vorbim despre ei. Că ei au spus că o fac pentru locuri de muncă. Unii spun că e la cererea femeiului, dar până la urmă cei care o vând sunt oficialii statului român. Da, oficialii statului român ar trebui să vegheze ca statul român să fie protejat. Sigur. Din alt unghi. Cum de a ajuns întreprinderea să fie decapacitată? Exact, din moment ce spune că nu mai putem extrage. Să devină necompetitivă, să devină incapabilă să facă o exploatare de o asemenea valoare și atât de importantă.
Păi vă spun eu cum. Cum s-a întâmplat din 90, exact din cu prima multe secundă. Alte întreprinderi. Am avut o economie, că iertați-mă, vă supărați pe mine, mut în altă parte lucrurile, dar de fapt sunt tot acolo, că de acolo decurg toate nenorocirile noastre. Am avut în 90, nu are importanță, nu discutăm sistemul cu avatarurile lui, cu toate păcatele lui, s-a plătit, s-a, așa, poate nu destul, se va mai plăti. Am avut o avere în întreprinderi. Eu am o listă cu vreo 1260 de întreprinderi. Unele și mărunțele, nesemnite, dar niște sute de întreprinderi importante. Așa. Aia era o economie de tip socialist, da? Bun, perfect. Era ineficientă. Era pe bazele funcționale. Toată lumea trebuie să aibă serviciu, toată lumea trebuie să aibă salariu. Protecția socială era așa cum era. Cum era. Nejustificată într-o lume a concurenței, a inițiativei libere și așa mai departe. Dar luăm în sine întreprinderile respective. Dom'le, ele erau produsul și eu, ca reporter militar, am bătut pas cu pas toată construcția acelor nenorocite de combinate. Știu cât sacrificiu a făcut poporul român. Câtă muncă, cât chin, câtă nenorocire. Că aia e o suferință, noi o vedem pe a dizidenților, pe exilaților, dar suferința aia extraordinară a unui popor că a muncit chinuitor mai pe nimic, aia nu mai vedem. Ei bine, a fost momentul 90. Acele întreprinderi trebuiau, dacă erau ineficiente, exact cum spune domnul Cioroianu, cu un sacrificiu temporar, domnule, stopăm producția. Facem un proiect de revitalizare, de reinserție în noile condiții, capitaliste, nu că așa se numeau. Și din momentul în care le relansăm una după alta, vom recupera suferința produsă unor oameni. La ora asta am fi avut, eu vă spun un lucru, 20% din întreprinderile alea, dacă le-am fi avut în zone cu resurse în țară, că avem zone cu resurse, dacă 20% am fi avut în funcție în momentul ăsta, și se putea. Și dau exemplu Daciei. Dacia era poate cel mai prost produs și a fost salvat și este Dacia care la ora asta e eficientă. Deci 20% domnul dacă ar fi fost puse aveți perfectă dreptate. În funcție, la ora asta România avea alt destin. Nu mai aveam raportul între pensionar și activ. Ăla nu mai trebuia să se bage mâna deci în buzunar. Ceaușescu râdeam cu asta șisturile bituminoase și am ajuns tot la nisipuri bituminoase. Doar că acum o să le exploateze alții. Domnul Voicu a spus adineauri, pentru că a spus așa, pentru că, mă rog, nu mai putem scoate noi cuplu. Noi puteam. Acum nu mai putem. Și acum stăm așa neputincioși că ni s-a declarat... Teoretic, mă scuzați, e teoretic. Depinde cu cât puteam să scoatem. Pentru că economia socialistă la care făcea referire și domnul Pricină funcționa cam așa. Produceam cuie, ne costa 3 lei să producem un cui, îl vindeam cu un leu și ziceam că aveam producție. Cam așa era, din păcate, nu da, așa era. Chiar atât da, de așa era. Domnul Voicu, așa era. Dar asta nu scuză crima comisă de emanații care au venit atunci la putere de a nu fi făcut ceea ce trebuie ca să nu mai facem producția de pentru tipul că era ăsta. Vorba de raportul între producție deci, și numărul mare de salariați care nu munceau despre asta e vorba, dar nu despre faptul că industria României era o grămadă de fierbinte. Dau întotdeauna combinatul, exemplu combinatul de la Călăraș. Care era... Domnule Pricina, aș vrea să ne întoarcem puțin la subiectul acesta cer, scuze, cu privatizarea divagat, resurselor de cupru din România și vreau să întreb pe domnul Paleologu, dacă în povestea asta, într-o perioadă de criză, ține acest argument, altfel pierdeam niște locuri de muncă, până într-o mie. Argumentul ține, dar problema e, și aici toată lumea din platou a spus lucruri foarte juste, pe bucăți sunt de acord cu absolut toată lumea, însă ceea ce pe mine mă deranjează și asta e ce aș vrea să adaug, este lipsa de discuție înainte de a face ceva. Eu nu pot să-mi dau seama dacă s-a vândut prost sau bine sau... Nu am toate elementele. Nu am toate elementele. Da, și aici este și o cultură secretomană a autorităților, dar și faptul că, iertați-mă că o spun, când am venit să prezint jurnalul la dumneavoastră acum câteva vreme, care a fost prima știre pe care am citit-o? Și m-a umflat și râsul. Era o știre tâmpită despre un bezmetic care a tras cu un pistol într-un geam și a amenințat pe nu știu cine. Ori problema privatizării cupruminului, cum să spun, incomensurabil mai importantă decât asemenea mai fapte diverse. Dacă este pusă pe tapet păi, într-un fel. Da, da,
faptul că nu pune suficient ministrul economiei e una, dar și presa trebuie să pună subiecte reale, adică, cu adevărat importante. Și aici până sunt la de urmă, presa e de vină? Nu, categoric ușor, nu. Ușor, în niciun caz nu spun lucrul ăsta. În niciun caz nu spun așa ceva. Nu ne speriați. Însă nu vedeți că discutăm despre asta astăzi. Păi trebuia să vorbim despre asta cu 3 luni, nu acum. Una peste alta, eu cred așa, avem un guvern care fie din rațiuni interne, respectiv incompetență, fie din rațiuni externe, care or fi alea, obligații, a făcut o afacere proastă pentru statul român. Asta e concluzia. În ziua în care spuneți dumneavoastră că am făcut această afacere proastă, premierul nostru s-a supărat.